cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește morarul să poți. Dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț în direct. Astăzi ar trebui să fie o zi veselă, o zi plină de energie, după ce aseară pe scena de la Vacanțe Muzicale ne-a demonstrat talentele native de dansator, chiar secretarul de stat de la Ministerul Culturii, adică domnul Voicu. Nu știu dacă îl mai țineți minte pe secretarul de stat de la Ministerul Culturii, deci domnul Voicu, care este fiul unui celebru violonist, a fost la un moment dat și liderul romilor, o anumită aripa romilor, și era foarte supărat când fac legătura cu subiectul emisiunii de astăzi, când primarul de atunci al municipiului Piatra Neamț, Ion Rotaru, a făcut niște locuințe pentru populația săracă, printre care majoritar erau romi, în cartierul Speranța. La vremea aceea, domnul lider al comunității rome spunea că dacă acolo va locui vreodată cineva, în fostele grajduri de la Speranța, el va veni și îl va săruta pe primarul de la Piatra Neamț într-o zonă în care nici la plajă nu prea descoperi. Ei bine, acolo se locuiește de foarte mult timp. Domnul Voicu a fost de foarte multe ori la Piatra Neamț atunci, dar a evitat să dea ochii cu Ion Rotaru. Probabil că știu ei mai bine ce și cum. Am făcut această introducere ca să vedeți cum se gândea la un moment dat protecția socială în Piatra Neamț și în județul Neamț. Era o problemă cu oamenii care, mă rog, nu aveau unde locui, dar care nu aveau nici surse de venituri și mulți dintre ei nici își doreau să aibă surse de venituri licite. S-au făcut acele locuințe în Speranța, la început în fostele hale de creștere a puilor, după care lucrurile au evoluat. Oamenii de acolo au fost mutați în zona muncii, s-au cheltuit o groază de bani, s-a distrus și acolo și acum locuiesc în zona Băleni. Dar despre toate acestea, cu o altă ocazie, poate l-avem în emisiune pe domnul Voicu, Mădălin Voicu, și astăzi vă propun în premieră pentru mine o discuție pe un subiect pe care recunosc că nu îl stăpânesc foarte tare, și anume Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, DGASPC-ul, cum îl știm cu toții. O instituție mare, extrem de importantă, dacă ne raportăm doar, nu vorbesc aici de activitatea propriu-zisă, doar la personal și la finanțare, nu mai vorbesc de activitate, o instituție care acum este reprezentată în calitate de director general, de doamna Marlena Panduru. Bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, dar nu este ziua, că noi am început-o de dimineață ziua. Mă bucur tare mult că sunteți în emisiune. Eu am vrut de foarte mult timp să discut activitatea acestei foarte importante instituții pentru județ pe bucățele. Vorbeam înainte de emisiune că pentru noi care suntem în afară, instituția apare așa. Buget mare, personal mult, eu care mă ocupasem de ea, licitații multe și din când în când câte un scandal. Exista la un moment dat așa un fel de, să vă spun eu, cupolă semi-transparentă
Și era greu să pătrunzi, să discuți despre lucrurile astea, sau cel puțin așa mi se părea nouă. Dar să sunteți de aproximativ 6 luni la conducerea instituției, dar lucrați foarte mult timp în instituție, așa că vă rog frumos, schimbați-mi percepția. Da, în primul rând eu vă mulțumesc că ați, să zic așa, reacționat la anumite informații ale noastre. Așa este. Și cum bine ați zis, DGASPC-ul, cum îl cunoaște lumea ca prescurtare, dar care are în spate o multitudine de domenii pe care le păstorește, DGASPC-ul nu este doar o instituție. În primul rând și în primul rând sunt oamenii care muncesc acolo, care au și ei problemele lor, puterea lor de înțelegere câteodată. Nu este ușor să lucrezi cu omul pentru om, dar este foarte provocator, este important pentru că reușești să îți pui niște obiective pe care câteodată ai senzația că nu le poți atinge și totuși cu ajutorul specialiștilor pe care îi avem putem ajunge acolo. Dar cum bine ziceați, când se vorbește de DGASPC, se vorbește despre un buget mare, un număr mare de salariați, poate câteodată și un număr mare de oameni care nu tot timpul sunt canalizați spre munca pe care ar trebui să o facă, dar astea sunt poate alte teme pe care o să le discutăm cu în mare alte. Drag. Noi la nivelul DGASPC-ului, într-adevăr, avem un buget foarte mare care cuprinde 6 centre de copii, centre care se chemau înainte centre de plasament, în care locuiau și locuiesc copii tipici, se spune, cu probleme sociale foarte grave, 6 centre de adulți, asistenții maternal profesioniști, deci toate sumele astea, cheltuielile salariale, cheltuielile cu hrană, cheltuielile cu întreținere, cu utilități. Haideți să spunem că acești copii și adulți care sunt internați, cuvântul care locuiesc. Că eu am rămas cu limbajul acesta. Nu prea m-am obișnuit cu corectitudinea politică. Pentru mine, prietenul meu țigan este țigan, că și el îi spune țigan. Așa este, și romul este ăla pe care îl comand foarte rar, dacă mă duc undeva și găsesc un original. Da. Deci, pentru mine, a spune despre cineva că are un handicap nu este peiorativ, să spun că are un handicap, pentru că handicapul nu este numai fizic sau de altă natură. Deci, știți cum e? Ar trebui să spun că nici cursele de ciclism nu se mai pot numi curse cu handicap. Dar eu am rămas așa, este problema mea. Deci, e vorba de persoanele care locuiesc în aceste centre și care au asigurat totul. Trebuie să spunem că li se asigură tot. Da, spunem acele 3 mese pe zi, plus suplimente, mai ales pentru copii cu dizabilități, tot ce înseamnă utilități, tot ce înseamnă întreținere, tot ce înseamnă... V-am zis, forța de muncă, deci salariații. Bănuiesc că și asistență medicală primară. Obligat. Asistența medicală este asigurată de salariații noștri, de asistenții medicali, dar împreună cu medicul de familie și, bineînțeles, în cazurile grave, apelăm la medicina de specialitate. Dar pare, cum să zic eu, când zicem... 640 de persoane cu dizabilități pe care le avem în centre. E mult, pare câteodată o cifră, dar când ne aplecăm și vedem ce înseamnă în spatele acestor persoane cu dizabilități sau cei 279 de copii care sunt în plasament familial, pentru care se plătește, într-adevăr, se plătesc anumite sume pentru susținerea
familiilor. Haideți să lămurim un pic. Plasament familial, adică sunt copii care cresc în, niște familie alergită, exact, iar statul le acordă o indemnizație ca acea familie să aibă posibilitatea de a-l călăuzi mai departe pe tânăr, pe copil, la școală și așa mai departe. Doamna Pandura, eu vă întrerup o secundă. Am avut ocazia să cunosc un asemenea copil dintr-o familie. Deci vreau să vă spun că noi aici în redacție am rămas impresionați de el. Nu pentru că ar fi făcut nu știu ce wow lucruri. A venit aici într-o zi și a spus, eu vreau să văd cum se face presa. Și am vorbit cu cei care au niște reguli la dumneavoastră. Da. Zic, ok, vino. Vreau să vă spun, copilul acela a evoluat fantastic. A zis, fac și eu un site să fac presă și nu știu ce. Nu asta e important. Copilul acela era sclipitor. Învăța într-un liceu unde, mă rog, nu ești valorificat toate capacitățile. În momentul acesta, nici nu știu, cred că a terminat anul acesta, uite, vai, o să mă interesez. În momentul, de acum câteva luni, m-am întâlnit cu el și mi-a spus, doamne, zice, vreau să dau la, ori la drept, ori la așa și intru, ori la jurnalism, intru sigur pentru că am învățat, uitați, acum sunt așa. Și el era într-o familie, că asta era impresionat, undeva într-o localitate din județ, făcea naveta la școală, părinții care îl cresc au făcut tot ce au putut pentru el, unul din părinți s-a îmbolnăvit foarte grav, a fost operat și l-am văzut pe acest băiat cum a reacționat când a aflat că e bolnav tatăl său și până după operație și cum a trecut prin faza asta. Deci el practic era în familia respectivă. Era membru al familiei respective. Asta e un caz fericit. Eu nu știu dacă toate fericite. Nimic nu este perfect pe lumea asta. Da. Deci sunt și cazuri care, să zic așa, nu există compatibilitate și atunci este firesc. Se schimbă, da. Dar ca să revenim la copiii și la adulții noștri din centre, cum vă ziceam mai devreme, când s-a semnat memorandumul cu comunitatea europeană și când noi ca țară ne-am asumat anumite, să zic așa, targeturi, poate la vremea respectivă mulți dintre noi nu prea aveam încredere că se va realiza. Dar uitați că chiar dacă cu mai mult timp decât alte țări din comunitatea europeană... Era și la noi o situație specială, trebuie să recunoaștem, da. Și aici putem da, să zic așa, un exemplu păstrăveni, dar poate asta va fi altă discuție. Nu, deci chiar acum eu asta vreau să vă spun, numai cazul păstrăveni, unde acum ați văzut ce probleme sunt și o anchetă. Da, să știți că nu sunt probleme. Poate se dorește o clarificare a unor situații de atunci. Nu probleme în sensul de probleme de funcționalitate, nu. Cei de la investigarea crimelor comunismului, institutul respectiv, au pornit o anchetă și vor să scoată la iveală niște lucruri despre cum se întâmplau lucrurile la vremea aceea. Pentru că era un sistem. Așa era un sistem. Și în sistemul acela, cum sunt roțile sistemului care se învârt, inevitabil, la condițiile de atunci, la ce se întâmpla, se ajungea la situații de genul celor relatate. Da, și din păcate erau niște situații extreme, dar e important că am învățat, cel puțin noi, cei care am mai văzut un pic de atunci, din ce s-a întâmplat atunci, și care am citit, pentru că documentele există și statisticile există, poate am reușit să învățăm că este atât de important să-ți faci treaba la locul de muncă cu profesionalism și cu substanță, ca să zic așa. Acești copii și adulți au acum posibilitatea de a locui cum locuim noi acasă.
Până acum ei erau, să zic așa, stăteau câte 5-6 într-o cameră. Nu e confortabil. Sunt frați, 5 frați și nu sunt la fel. Atunci era firesc să existe incompatibilități, nemulțumiri din partea lor. Dar acum, prin sistemul de descentralizare pe care îl avem, dezinstituționalizare de fapt și de drept, prin aceste case de tip familial despre care vorbeam mai devreme, ei au posibilitatea de a fi câte doi în cameră, de a locui ca acasă, de a ajuta la prepararea hranei împreună cu pedagogul sau instructorul de educație, de a învăța să își aibă grijă de propriile hăinuțe, de a și le pune la spălat, de a fi pregătit pentru viața independentă, pentru că asta facem și noi acasă cu copiii noștri. Casele astea. Da. Deci, o casă. Cum funcționează ea? Într-o casă, câți stau? Într-o casă sunt maxim 12 copii. 12 copii. 12, atât. Și ei stau câte doi în cameră. Ei stau câte doi în cameră. Deci... Și cine mai stă cu ei acolo? Există un grafic de activitate, da? Deci de fiecare dată există cineva în casa respectivă. Unu sau două persoane sau chiar trei, depinde de mărimea, da, depinde de cum facem graficul de ture. Iar fiecare dintre acești salariați au responsabilitatea de a pregăti hrana împreună cu ei, de a îngriji casa respectivă. Deci, ca acasă, asta este important. Ca un fel, dacă e să ne gândim așa, cum un fel de pedagog. Este un pedagog social, chiar pedagog, așa se cheamă, da? Și funcția pe care o ocupă. Da. Și el, practic, are grijă ca lucrurile să desfășoare împreună cu cei care stau în casă. Împreună cu cei care stau într-un, în casă. Într-un mod cât mai apropiat de mediul familial. De mediul familial. Da. Iar, bineînțeles că ei sunt, acești pedagogi sociali, sunt ajutați și de cei care conduc această, că fiind mai multe case. Aceste case sunt grupate? Ele sunt cumva răsfirate, dar aproape de oraș, ca toți tinerii și copiii să poată merge la școală. Da, ele sunt câte două, trei la un loc sau sunt... Nu neapărat. Nu. Și... Știți, depinde și cum am primit terenul de la primărie, depinde de deschiderea cu care primăria a venit. Și în momentul acesta aceste case sunt în zona Piatra Neamț, Roman, Piatra Târgu Neamț. Târgu Neamț, chiar astăzi va fi o recepție nu finală, dar la Târgu Neamț, sunt la Roznov și la Săvinești. În afară de aceste zone, hai să spunem și Săvinești, o zonă semi-urbană, urbană, da. Mă rog, în comune? E un pic mai greu în comune, pentru că în comune nu avem, ne gândim ce face copilul după ce termină clasa a 8-a. Nu are un drum, o finalitate și ar fi foarte greu să facă o navetă. Noi ne-am gândit și din punctul ăsta de vedere. De asta poate nu ne-am orientat spre urbanul mai, ruralul mai departe. Dar în viitor, iar la Roman acum, avem trei poruri, așa se cheamă, noi vom construi mai multe căsuțe în case de tip familial în zona Roman. Dar acestea vor fi pentru copiii cu dizabilități, pentru că toate centrele mari vor fi, copiii de acolo vor fi dezinstituționale și vor trăi doar în aceste căsuțe de tip familial. Bun, acum centre mari, ce aveți în momentul acesta? Mai sunt copii în Ion Creangă, care face și el parte din procesul de dezinstituționalizare și trebuie să recunosc că avem și sprijinul HHC, bănuiesc că... Este o fundație. Este o fundație la nivel național, chiar internațional. Iar ei ne vor susține pentru dezinstituționalizarea centrului. Procesul de acesta de dezinstituționalizare este un proces care, bănuiesc eu, este extrem de costisitor.
din punct de vedere financiar? Sunt programe naționale, sunt proiecte europene? Pe ce se merge? S-a mers pe ideea acestor poruri, care vin complementar cu POC-ul. Poate folosesc... Adică POC-ul este un program. POC-ul vine și construiește, iar POC-ul vine și asigură salariile. Același lucru se întâmplă și la persoane cu dizabilități. PIN-ul vine și construiește clădirea, adică locuința protejată, că așa se cheamă la persoana cu dizabilități, iar POC-ul vine și susține salariile. Trebuie să recunoaștem că instituția noastră a scris proiecte, a muncit pentru asta și acum suntem în derulare cu 16 proiecte. Nu e ușor, dar v-am zis, este provocator și susținut. Spuneți-mi un pic ce se întâmplă cu clădirile vechi. Clădirile vechi... Fost recente. Da. Nu sunt recente. Vă referiți la clădirile... Nu, fostele centre. Fostele centre. Scuze, n-am înțeles. Clădirile vechi, pentru că există o complementaritate pe care, să zicem, aceste proiecte ne obligă, și anume să avem un centru de zi la care să aibă acces persoana cu dizabilități din locuința protejată sau tânărul din casa de tip familial. În aceste centre, noi deja am început să dezvoltăm centrele de zi, centrele de recuperare pentru copilul cu dizabilități, centru de zi pentru copiii cu probleme sociale, cum avem la Ion Creangă, cum avem la, noi zicem, Santa Maria, pentru că cred că toată lumea o știe așa. Așa știe de Santa Maria. Da, da. Adică, cum ziceam și mai devreme, se urmărește apropierea de comunitate, pentru că nu ne gândim numai la copiii și adulții din centre, ne gândim și la comunitate. În centrele de zi au acces cam 50%, capacitatea centrelor de zi cam 50% se adresează comunității, pentru că tânărul sau copilul din centrul rezidențial are acces la aceste servicii specializate de kinetoterapie, consiliere psihologică, logopedie, chiar și educație, dar tânărul sau copilul din familie care nu poate fi școlarizat sau care face școală la domiciliu, el are nevoie de această, să zic așa, parte de recuperare de zi. Și atunci dezvoltăm aceste centre de zi. Bun. Acum, dincolo de trecerea aceasta de la nivelul acelor centre la aceste case, copiii ăștia trebuie să fie învățați să interacționeze cu societatea. Deci, cu societatea, nu numai între ei. Pentru că dacă dezvoltăm și centrele de zi și îi adunăm tot acolo și așa, cum se vede integrarea asta în societatea tinerilor? Să știți că la început, când s-au făcut aceste case de tip familial, comunitatea nu a reacționat de fiecare dată așa cum trebuie, pentru că se pun acele ștampile, sunt copii de acolo, ori să ne fure, ori să facă. Trebuie să recunoaștem că evoluția copiilor din casele de tip familial este îmbucurătoare pentru noi și, într-adevăr, această strategie a fost bine gândită, pentru că tânărul observă comportamentele celor din jur și își creează modele. În afară de educatorul pe care îl are, el face consiliere psihologică pentru a fi sprijinit, pentru a comunica. El merge la școală, se ține legătura cu dirigintele, adică se încurajează venirea copiilor din comunitate în casele de tip familial ca să existe activități pe care le fac împreună. Ei ies la rândul lor, participă de la balul de încheiere de an, deci ei nu simt în momentul de față că sunt diferiți, ci doar că locuiesc într-un alt tip de casă, dar ei nu sunt diferiți. Și după ce termină liceul,
îi susținem să meargă mai departe. Și deci își păstrează locul? Își păstrează locul până la vârsta de 26 de ani, ei pot face inclusiv master. Da. Și trebuie să recunosc că, din păcate, media nu pune mare accent pe... Dar avem niște copii deosebiți. Să știți că media pune accent atâta timp cât află. Am înțeles. Deci o să luăm aminte de lucrul ăsta. Atâta timp cât află, da. De exemplu, aveți băiatul acela care este foarte bun la lupte, exact, greco-romane. Care este... Prin natura a ceea ce face el, el este vizibil pentru că e un exemplu, uite, a ajuns, a fost la lupte, s-a dus și la, nu știu, alea, în cușcă, cum se cheamă, bătăile alea care sunt acolo. Deci el este vizibil. Ceilalți care se duc, noi mai aflăm de câte unul, așa, întâmplător, când se întâmplă o chestie deosebită. Am înțeles. O să învățăm din asta și o să vă transmitem mult mai des informații. Pentru că sunt copii care, de exemplu, avem un student care este viitor actor, avem studenți la drept, la economie, la psihologie, la asistență socială. Adică și sunt copii care sunt atât de frumos integrați în comunitate și care sunt modele pentru ceilalți. Asta vreau să vă spun, ei ar putea deveni modele pentru ceilalți și nu numai pentru ei. Pentru toți, și pentru alții, pentru noi, și pentru alții, că un copil de genul ăsta muncește poate dublu ca să poată depăși anumite bariere, nu neapărat pe care și le pune el, ci bariere care există încă în comunitate. Așa este, da. Ce aș vrea să mai adaug este că, într-adevăr, când cheltuielile noastre vor crește, trebuie să recunosc că în momentul în care copiii locuiau într-o casă mare, era mai ușor. Era mai ușor. Și la masă. Și la... Din toate punctele de vedere, de la utilități, da? La, știm că dacă locuim într-o casă, trebuie să avem grijă și de ea și pe afară, și pe înăuntru, și prin curte, pentru că majoritatea caselor au curte. Adică cheltuielile au crescut, dar rezultatul final este foarte important. Și trebuie să spun că am avut de fiecare dată înțelegerea și sprijinul Consiliului Județean pe lângă fondurile pe care noi le-am primit de la minister. Deci dumneavoastră aveți practic finanțarea o parte. O parte de la bugetul de stat, da, prin diversele lor copii într-un fel, persoanele cu dizabilități într-un fel. Și trebuie să vă mai spun că dacă noi nu ducem la îndeplinire ce ne-am asumat, mai bine zis, dezinstituționalizarea până în decembrie 2023, atunci vom fi, termenul s-a modificat pentru că trebuia să fie decembrie 2022, dar modificându-se termenul de implementare a unor proiecte, am, să zic așa, am primit o derogare până în 2023. E, dacă nu vom reuși să ajungem la nivelul ăsta, atunci vom fi sancționați la bani. Și ce înseamnă asta? Sancționați la bani în viitor? În viitor. Sau va trebui să dați niște bani înapoi pe proiectele închise? Nu, în viitor. Deci nu vom primi subvenția bugetară 100%. Bun, 90%. În ce stadiu suntem acum cu procesul? Cred că procesul la noi este cam în procent de 80% implementat. 80% nu e mult, 20% până la sfârșitul anului viitor? Nu este mult, pentru că suntem cu toate, să zic așa, mergem cu toate în evantai. Toate proiectele sunt în derulare, nu mai este mult și va fi inaugurat și acel, vorbesc din punct de vedere al persoanelor cu dizabilități, acel centru mare și cu impact de la Dragomirești, adică toate sunt cumva spre finalizare. Care e situația la Dragomirești? Am trecut, am văzut progrese, dar nu-mi dau seama cam la ce nivel. Da, păi nu mai avem mult. Eu zic într-o lună, două, noi suntem gata. Facem și curat în interior. Așa, adică, și acolo câte persoane vor acolo fi? Acolo vor fi 7 locuințe protejate cu câte 10 beneficiari adulți cu abilități ridicate. Un centru de zi care se adresează și comunității locale, Dragomirești, și toate localitățile limitrofe,
Și în viitor vor mai fi construite încă 3 case, 3 locuințe și un atelier protejat. Asta consider eu că este foarte important și sprijinul Consiliului Județean aici este considerabil. Proiectul, din câte țin minte, parcă ei l-au promovat. Ei l-au, da, da. Este da. Proiectul lor. Este proiectul lor, da, da, da. Noi am venit cu partea, să zic așa, de specialiști. Noi am susținut din punct de vedere cum trebuie să fie casa, cum ar trebui să fie, să fie funcțional sistemul, dar faptul că va fi și un atelier protejat și asta înseamnă că acea persoană cu dizabilități își va putea face o meserie acolo, de la olărit, de a face lucruri pe care după aceea să le putem vinde noi și acum facem, să zic așa, unele dintre persoane cu dizabilități au un loc de muncă sau lucrează în centru Păstrăveni împreună cu o firmă, dar ăsta va fi, cum să zic eu, va fi un lucru inedit pentru noi în România. Nu cred că mai există așa ceva. Deci, da, practic, este o mică, o mică, hai să-i spunem așa, celula societății, cum se spunea. Exact. Deci, o mică comunitate care are în interiorul ei cam tot ce îi trebuie unei persoane care are o dizabilitate, da? Și care poate să-și ocupe timpul în mod util. Util pentru el și pentru societate, exact, până la urmă. Da. Acum, știți cum e? Lucrurile astea arată foarte frumos pe hârtie, în proiecte. Arată senzațional când discutăm despre ele. Uite așa, 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 așa. Problema mare este ca ele chiar să funcționeze așa. Mă înțelegeți ce spun? Înțeleg foarte, adică, bine. Diferența aceea între cum vorbesc băieții ăștia prin Occident în special. Noi suntem așa, așa, noi suntem deschiși, facem. Și când te duci și vezi, lucrurile nu stau în realitate așa. Centrele astea arată foarte frumos pe hârtie, arată frumos și ca, știu eu, din punct de vedere arhitectural, așa. Activitatea din interiorul lor, acolo este lucru care trebuie să dea, să spun eu, să fie făcut cu oameni, spuneați dumneavoastră, pentru oameni. Pentru că știm cu toții, se fac eforturi, se bagă bani, așa. Dar în momentul în care stăm să tragem linie, după aceea, acolo nu se mai vorbește atât de mult. Și, de exemplu, eu aș fi foarte bucuros să înceapă activitatea la Dragomirești și să vin și eu după 3 luni de zile acolo și să facem un reportaj, dar un reportaj, cum să vă spun eu, pe nevăzutelea, adică nu pe pregătitelea. Să mergem să vedem cum înțeleg, stau lucrurile. Înțeleg. Încă o dată vă spun, lucrurile sunt foarte frumoase, întotdeauna pe hârtie. Eu vreau să le văd finalizate. Merg pe prezumția de profesionalism. Să vedem ce se întâmplă după. Da. Să știți că lucrurile funcționează și acum. Adică noi ateliere avem la Păstrăveni și acum. Ergoterapie facem acum în toate centrele, inclusiv în centrele de copii. Adică lucrurile se fac. Trebuie să recunosc că aveți dreptate. Noi n-am știut să ne prezentăm, să zic așa, și să ieșim în față cu aceste mici, ele sunt mici, par mici, dar ele sunt foarte importante. Uneori sunt victorii deosebite. Sunt victorii deosebite. Am văzut, exact, copii care au fost premiați la un concurs de teatru și m-am uitat de curiozitate să văd ce au produs ei acolo. Și, da, lucrurile trebuie, într-adevăr, sunt progrese deosebite. Sunt progrese deosebite. Întâmplarea face cunosc câțiva șef de centre, mai discut cu ei, mai aflu, așa, știți cum. Dar dacă nu se vorbește despre ele, n-ai cum să le știi. Și în sistemul închis, eu nu-mi place să critic, cum să vă spun eu, lucruri pe care nu le stăpânesc.
Nu știu care sunt regulile de comunicare într-o instituție de genul acesta, dar părerea mea este că lucrurile ar trebui din când în când spuse și comunicate. În afara comunicatelor seci, eu înnebunesc când primesc câte un comunicat la o instituție publică care spune, mâine nu știu ce va avea loc cu tare, cu tare, cu tare, și pe urmă avem o declarație a directorului general. Am înțeles. Spune Marlena Panduru. Și o întreb, cui o fi spus Marlena Panduru lucrurile astea? Da. A întrebat-o cineva pe Marlena Panduru să spună lucrurile astea? E cazul acum. Da, da. Deci, în general, îl vezi pe câte unul că se proțăpește cu o declarație și spune, bă, dar cine te-a întrebat? Da, v-am zis, fiecare este specialist în domeniul lui. Poate nu suntem atât de buni în domeniul ăsta, dar încercăm și învățăm. Da. Așa ca și colegii noștri care se străduiesc. Toți ne străduim. Important este rezultatul pe care îl avem și deschiderea pe care o avem. Așa că sunt multe lucruri care s-au petrecut în ultima perioadă și din punct de vedere legislativ. Și poate n-ar fi lipsit de interes. Vă rog. Vă povestesc doar așa că de la 1 iulie, asta vreau să o spun pentru că e un lucru de noutate. De la 1 este iulie... O știre. Da, este o știre. Da, da, da. Deci asta va ieși o știre. Da, da. Colega mea, Angela Croitoru, a pus pregătește să scrie știrea după ce vorbiți dumneavoastră. Mă bucur, mă bucur. Înainte, copiii din centrele rezidențiale aveau ca bani de buzunar. Adică el putea să-și cumpere ce își dorește, apropo de a fi învățat cum să meargă mai departe în viață, doar 28 de lei. 28 de lei pe? Pe lună. Pe lună. Era o sumă infimă. 28 de lei. Cât e litru de motorină? Este 9 lei. 9 lei, da. 9 ori, da. Nici nu măcar 3 litri. Da, da. Ei, acum trebuie să recunoaștem că este 150 de lei. Este un salt. Și este important pentru ei, pentru că își vor putea, să zic așa, îndeplini la un anumit moment dorințele lor. Că toți ne dorim o înghețată, poate toți ne dorim, nu știu, un apțibild, chiar și un telefon. Pentru că sunt necesități, da. Alocația de plasament pentru copiii de la asistent maternal anterior era 630 de lei, iar acum este 950 de lei. Să zic așa, poate ar trebui mai mult, dar este o îndreptare a necesităților actuale. Au crescut prețurile, e clar. Da. Că... Alocația de plasament pentru copilul cu dizabilități la asistentul maternal anterior era 945, iar acum este 1425. Iar pentru toți copiii din centrele rezidențiale, înainte alocația de hrană era 16,6 lei, cu excepția celor cu dizabilități, iar acum este 22 de lei. Este o, zic așa, bine, îndreptare. E necesar. Clar că, având în vedere creșterea prețurilor, trebuia ajustat și acest lucru, dar... Bine că s-a făcut. Este important că s-a făcut acum și pentru noi calitatea vieții avem un colaborator din Germania care de fiecare dată ne povestea, adică ne spunea, ne cam bătea la cap așa cu calitatea vieții. Este foarte importantă. Apropo este de Germania, că ați pronunțat Germania, noastră sunteți printre pionierii legăturilor cu... Landul, cum se chema? Landul Bavaria. Bavaria. Da. Și cu doamna Barbara. Doamna Barbara Stamm. Stamm. Da, da. Și să știți că legătura se păstrează. Asta vreau să vă întreb. Se colaborează, mai ajută, mai vin? Da, colaborează, ajută. Chiar, deci, am avut de curând o vizită scurtă pentru a organiza următoarele întâlniri în ce privește pregătirea personalului. Deci în domeniul acesta. În domeniul acesta, da. Ei au sprijinit financiar o perioadă pentru construcții, iar acum merg strict pe nevoia personalului. Da. Și există o colaborare foarte frumoasă și între Consiliul Județean și partea germană.
deschiderea asta ne-a ajutat pe noi ca să preluăm de acolo modele. Modele de locuințe protejate, modele de ateliere protejate, mare parte din informații noi le-am preluat de acolo, pentru că acolo funcționează. Funcționează pentru că au început mai devreme. Specialiștii de acolo apreciază foarte mult capacitatea românilor de a învăța și de a-și adapta, să zic așa, mediul la, în momentul în care preiau un model. Deci avem o capacitate intelectuală deosebită noi românii. Dar să o folosim și în scop pozitiv. Să o folosim în scop pozitiv. Asta este important. Da. Bun. Deci astea sunt noutățile cu creșterea acestor alocații, valorii al acestor și alocații. Și bineînțeles că considerăm că vor fi rectificări bugetare necesare pe care bugetul apropo, va face. Ați spus de finanțarea de la buget. Da. Cealaltă finanțare care vine de la Consiliul Județean, pentru ce vine? Vine pentru a susține când bugetul nu poate. Deci ei doar atunci diferențele... Diferențele sunt prevăzute de lege, da. Ca fiind de 10%, la... Da, 10% trebuie să implice și comunitatea, dar în momentul în care nu avem, pentru că nu avem totul asigurat de bugetul de stat an întreg, adică ianuarie-decembrie, de obicei până în septembrie, noi știm că de fiecare dată Consiliul Județean va fi alături de noi și ne va susține. Anul trecut a fost o problemă la un moment dat. Dar să știți că s-au rezolvat. Dacă adică, nu mă înșel, au fost așa un pic de agitație pentru salarii. Da, dar nu ne-au lăsat. Adică salariile s-au plătit la timp. Dacă... Da, haideți să am început și am spus așa. Câte persoane adulte și copii sunt în total la dumneavoastră în administrarea activităților? Da, trebuie să-i, să zic așa, să-i punem separat. Să-i punem separat. Pentru că avem cei din centrele rezidențiale, care v-am zis, la adulți avem acum 640, la copii. Spuneați de 200, banul ăștia avem, sunt parasament familial. 487 la asistentul maternal profesionist, 279 în plasament familial. 1000 și ceva, da? 335 în plasament în centrele rezidențiale, deci vă ziceam eu, centrele vechi și casele de tip familial, și 73 de copii la organisme private. Ce ziceam noi, acele ONG-uri care preiau în casele lor 6, 7, 10, 12 copii. Practic, un fel de plasament de alt tip. Un plasament, să zicem, rezidențial, exact. De alt tip. Da, da, da. Deci, în total, în jur de 1500, în total... Cam așa. Cam așa, 1500-1600. Da, da, cam așa. Și mai avem și copiii, și tinerii, și adulții, care sunt în comunitate. Adică în domeniul persoanelor cu dizabilități avem o cifră de peste 20.000 pe care îi avem în evidență. Lucrurile astea nu se văd. Noi la sediu și la sediu în Piatra Neamț și la un punct de lucru pe care îl avem la Roma, noi acordăm prestații sociale și facilități. De la biletele de călătorie, la combustibilul pe care îl decontează persoana cu dizabilități sau familia acesteia, poate mai bine ar fi o temă de discuții viitoare, pentru că sunt foarte multe amănunte care cred câteodată nu ajung la beneficiarii noștri. Cu aceste facilități. Cu aceste facilități sau cu metodele. Cu mare drag. Cu metodele de la a completa o cerere. Pentru că trebuie să recunoaștem, poate nu tot timpul numărul sau numărul de cereri, poate nu ne dă tot timpul necesar să explicăm cu foarte mare. Fiecăruia dintre beneficiari. Dar noi ne străduim, noi facem tot posibilul ca fiecare beneficiar să înțeleagă și să poată să-și depună, să beneficieze de ceea ce guvernul acordă. Toate aceste plăți, parte din ele, să zic 90%, sunt făcute prin Ministerul Muncii prin AJPIS.
Acum, da. De asta bugetul nostru cumva în anii trecuți, în 2019, era imens. Și atunci se vedea această sumă care se plătea direct persoanelor cu dizabilități și atunci părea o sumă imensă. Aproape dar că acum... făceați concurență bugetului județului. Da, da, atunci da, pentru că era foarte mult. Dar acum se plătesc prin AJPIS, direct de Ministerul Muncii și cumva am scăpat așa de imaginea asta. Bun, deci, până la urmă, câți angajați sunt pe DGASPC în total? Nu, bănuiesc că cifra variază, că se angajează, mai pleacă, mai ies la pensie. Da, pentru că este un domeniu divers, paleta de profesii este mare. Este foarte mare. Este foarte mare. Centrele au tipicul lor. Noi, ca aparat propriu, avem specialitățile noastre. În total ar fi 980 în centre și 130 de funcționari publici ai aparatului propriu. Deci în total deci peste 1.050 de persoane. Da, cam așa. Dar din ăștia, să nu uităm că avem 415 asistenți maternali profesioniști. Da. Da, care practic nu-și desfășoară activitatea neapărat în... Ei fac parte din aparatul propriu, da. Ei sunt salariați, angajatorul este DGASPC-ul. Și atunci ei au toate drepturile unui personal contractual. Și poate o să discutăm odată cum funcționează aceste lucruri. Eu aș vrea să discutăm odată și despre activitatea de îngrijire la domiciliu pe care o aveți acolo. Ați v-ați ocupat de persoanele adulte până acum. Da, și știți deci, toate lucrurile da, de genul ăsta. Pe aceea poate ne oprim odată asupra modului în care se fac adopțiile acum. Deci avem subiecte sunt o groază. Teme de discuții. Știți, nu trebuie să fiu doar eu prezent aici, nu. Pentru că nu eu exact. Sunt cea care muncesc în deci spatele... E vorba de instituție. Exact. Deci, m-aș bucura pe mine ca nu mă interesează cu cine noi. Vorbesc. Da, am înțeles. Pe mine mă interesează ca cel care vorbește să fie... Să fie o persoană autorizată, autorizată și... și pregătită. Da, autorizată da, și pregătită. Da. Dar ar trebui să corectez un pic. Noi... prin serviciile noastre nu acordăm îngrijire la domiciliu. Noi avem de fapt o echipe mobile care asigură la domiciliu recuperare. Exact. Eu nu cunosc termenii da, foarte. Am spus problemă. De la început. Da, da, da. Am spus, da. E un domeniu pe care nu-l stăpânesc foarte bine. Nicio problemă. Astea le ne putem face chiar un plan de viitor din punctul ăsta de vedere. Și facem planul și stabilim și grafic. Da. Stabilim și ziua și omul ca să fie toată lumea... Da. E foarte bine așa. Noi suntem deschiși, noi putem să facem emisiuni chiar și în anumite locuri pe care dumneavoastră le administrați, cu respectând, bineînțeles, regulile da. Care țin de copii, de persoane cu dizabilități, etc. Da, povesteați mai devreme de faptul că poate noi câteodată n-am știut să ne arătăm lumii, pentru că pentru asta a existat, știți, perioada pandemică a fost destul de grea. Au fost niște perioade în care trebuie să recunoaștem. Atunci am văzut cât de aproape sunt oamenii unii de alții și cum s-au mobilizat. De astăzi până mâine noi au trebuit să ne închidem în centre și să acordăm servicii fără ca salariații să poată ieși. Știți că erau restricțiile respective. Da, știu. Au fost cazurile celebre cu Păstrăveniu, cu da. Care mai era Urechen sau nu mai țin minte. Păstrăveni și Războieni. Războieni, da. Așa. Războieni. Dar atunci am văzut că oamenii au înțeles. Au înțeles că este locul lor de muncă și nu numai că este locul lor de muncă, dar au înțeles că e nevoie de ei atunci. Și să știți că au reacționat foarte frumos. Au fost perioade să stai două săptămâni în continuu fără în contact, centru. Familia, fără... Deci nu era ușor. Și trecem și peste perioadele alea de bâlbe guvernamentale cu
vaccinare, nevaccinare, cu izolare, cu neizolare, cu în centre, va plătește centru, va face nu știu care. Astea sunt lucruri pe care le cunoaștem, le da, știm. Da, să știți că și atunci, eu acord clemență și celor care câteodată poate ne-au dus pe cărări mai necunoscute, pentru că toți eram necunoscători, toți reacționam la anumite necunoscute. Dar cred că este important să subliniem că am știut să trecem peste momentul ăla. Și am știut să mergem mai departe. Că n-au fost victime. Exact, exact. Din câte țin minte, parcă un singur caz sau două. Un singur caz o decedat, un singur caz de deces. Da, da. Pentru că nici ei în spital nu au știut cum să reacționeze. Da. Da. Ne bucurăm că am trecut peste asta și iar în ce privește prezența dumneavoastră, nu avem de ce să nu deschidem porțile centrelor. La mea, în general. Bineînțeles. Da, 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 da. Ei, da. M-am referit la dumneavoastră, da, că sunt acum aici. Da. Dar trebuie, într-adevăr, să respectăm niște absolut limite ale GDPR-ului. Absolut. Reprezentantul legal își spune exprimă acordul punctul de vedere. Sau nu, da, 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 da. Cu nu, deci la... sunt lucruri normale. Ideea este că suntem un județ în care avem multe cazuri de genul acesta. Din câte știu eu, suntem un județ bine organizat din punctul acesta de vedere și se cheltuie foarte mulți bani, sunt așteptări după, de la această instituție, de la modul cum funcționează și e bine ca oamenii să vadă că până la urmă banii ăștia vin de la buget. Așa este. Banii vin de la buget. Și cum spuneam noi, când vedeam bugetul care se vota, bă, fii atent la ăștia câți bani au. Fii atent la ăștia câți bani au. Și de aici începeau discuțiile. Da, trebuie să tragem o concluzie pentru ziua de astăzi, mai avem 2 minute și după aceea stabilim graficul pentru emisiunea următoare. Deci dacă ar fi să tragem linie și să o întreb acum pe doamna Marlena Panduru, spuneți-mi în 2 minute, de ce această instituție trebuie să se dezvolte în continuare? De ce trebuie să aducem, să bugetul să prevadă bani în continuare și să stabilim, că spunem așa, foarte multe sume pentru a investi în acești copii și în acești adulți? În primul rând, se zice că o națiune își pregătește viitorul prin copii. Dacă acești copii care s-au născut fără vrerea lor în anumite familii, care n-au știut să-și gestioneze situațiile și atunci, din diverse motive, i-au lăsat în voia sorții, și dacă statul poate... Eu zic că este foarte important ca acești copii să crească frumos, să fie educați, ca mai târziu să fim noi cei care beneficiază de, nu să zicem că beneficiem de pensii, că nu asta e important, ci să beneficiem de o societate educată și învățată și pentru comunitate și educată ca oameni, ca bucuria de a trăi într-un mediu frumos. Pentru că dacă îi lăsăm ca într-o grădină, dacă lași, buruiana crește mai repede. Buruiana trebuie ruptă și trebuie ruptă la momentul potrivit de către oameni potriviți, oameni pe care noi să-i putem specializa an de an și salariații au nevoie de pregătire profesională continuă. Și de asta zic că noi trebuie să acordăm importanță acestor copii. Așa cum familia acordă importanță copilului pe care îl crește, de la vârsta de câteva luni. De la început chiar. De la început, sau chiar da, dinainte. Da, da. Iar în ce privește persoanele cu dizabilități, e foarte important să reușim să schimbăm mentalitatea. Să știți că sunt oameni în țara asta care au reușit, pentru că ei au avut un copil cu dizabilități, au reușit să mute munții. Și
avem foarte multe lucruri de învățat de la persoane cu dizabilități. Când vezi o persoană cu dizabilități cu zâmbetul pe buze, este important. Înseamnă că acolo e un mediu care este favorabil pentru el. Așa să fie, să avem numai zone cu, să trăim numai cu zâmbetul pe buze, nu numai în aceste zone. Ar trebui să putem trăi cu zâmbetul pe buze peste tot. Lumea o cam uitat să zâmbească. Așa în este, ultima da. Perioadă, pentru că suntem asaltați de probleme, nu mai spun de alte lucruri. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Deci salut deschiderea de la DGASPC pentru genul acesta de emisiuni. Faptul că ieri am sunat și am și stabilit în emisiunea, pentru mine a fost un lucru deosebit. Vă aștept și altă dată pe dumneavoastră și pe alți oameni de la DGASPC, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Da. Da. Și subiecte sunt, sunt de mare importanță și mi-aduc aminte acum de subiecte despre care am scris și noi, primite din alte direcții, apropo de violență, de cum protejăm persoanele care suferă de violență așa în familie, copiii, cum se fac acele anchete sociale. De multe ori aflăm despre cazuri deosebite după ce se întâmplă ceva. Cum colaborați dumneavoastră cu serviciile, nici nu știu cum se cheamă, în primării, servicii, cei care asigură au un serviciu social, ceva în primărie. Da. Și cum se colaborează cu ei. Sunt o grază de lucruri care ar trebui discutate și lămurite și de ce nu? Există multe informații care trebuie să ajungă la oameni și care poate în felul acesta ajung mai ușor. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă. Și eu vă mulțumesc și să ne vedem data viitoare. Cu mare drag. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Aș fi vrut să pun la începutul emisiunii un filmuleț. Din păcate ne-am dat noi peste cap un pic aici. Era un filmuleț foarte interesant. Poate facem o știre cu el, pentru că ne arată o altă realitate socială din zona noastră, cu oameni întregi din punct de vedere fizic, cu lacune mari de comportament și modul în care înțeleg ei să beneficieze de niște facilități puse la dispoziție de administrație, de statul român, etc., bătându-și joc inclusiv de organele de ordine, atât timp cât aceste organe mai au cum să-și facă treaba sau doresc să-și facă treaba. Ne oprim aici și promit că revenim pe subiectul anunțat. Cele bune!